tur de forb. Cove sublinierei vine cu explicabii pe bani rulant. După acuzațiile lui Daniel Morari, protocolul nu a dat acces SRI la toate informațiile din dosare. După un interviu acordat Europa FM, sublinierei Fadna a avut parte de un tur de forb. Sublinierei a luat la rând aproape toate instituțiile media. Într-un interviu pentru Ager Press, Laura Codruca Covesi a declarat ce prin protocolul semnat între Ministerul Public sublinierei SRI nu s-a acordat acces serviciului la toate informațiile din dosarele penale, ci doar la cele prevăzute de lege, sublinierei anume la cele informații care priveau securitatea națională. Potrivit articolului 24 din legea 51/1991, legea privind siguranța națională, toate organele statului, inclusiv parchetele, au obligația să permită acces organelor cu atribuții în domeniul securității naționale la datele pe care le dețin, dacă acestea privesc securitatea națională. Deci, acest protocol nu a adăugat la lege, ci a preluat această dispoziție legală. Sublinierea i-a stabilit doar modalitatea în care se realizează această obligație prevăzută în lege. Astfel, prin prevederile acestui protocol nu s-a acordat acces SRI-ului la toate informațiile din dosarele penale sau la alte informații, decât cele prevăzute în lege, sublinierei anume informații privind securitatea națională, a spus Covesi. Astfel, sublinierei Fadna a explicat ce, de exemplu, dacă un procuror află în activitatea sa de instrumentare a unui dosar ce o persoană pregte subliniere te un atentat terorist sau ce un angajat al SRI vinde secrete unui stat seterein, atunci el este obligat prin lege să furnizeze aceste informații serviciului. Deci, acest protocol nu are prevăzute obligații în plus, ci strict o obligație legală. Dar nu se comunicau date privind stadiul anchetei, nu se comunicau date din dosarul penal, ci strict acele informații care priveau securitatea națională, a punctat Covesi. Totodată, procurorul sublinierei Fadna a arătat ce oficerii SRI nu administrau probe, ci făceau doar anumite activități tehnice. În activitatea de judecare a dosarelor, judecătorii verificau modul în care s-au administrat probele. Nu există nicio probă administrată de oficerii SRI. Probele au fost administrate de procurori sau polici, subliniere T, în conformitate cu codul de procedură penală. Doar anumite activități tehnice, spre exemplu, atunci când se făcea un filaj. Procurorii nu au prin lege atribuții să fac filaj, subliniere, nu sunt pregătiți în acest sens. Aceste activități de filaj sunt specifice unor oficeri de informații. La acel moment, această activitate se realiza de către SRI, sublinierei, în cadrul acestor activități, atunci când procurorul considera necesar ce o persoană trebuie să fie supravegheat operativ 10 ore sau o zi, se apela la resursele SRI, a mai declarat Laura Codruca Covesi. De asemenea, aceasta a precizat că Ministerul Public nu este singura instituție din sistemul judiciar care a încheiat protocoale cu SRI, ci acest protocol a fost distribuit tuturor.
tuturor structurilor de parchet, sublinierea a fost aplicat de-a lungul anilor de mii de procurori, el fiind secret fapt de terce persoane, din afara instituției. Este un protocol de cooperare instituțional. Toate protocoalele de cooperare instituțional se semnează de către sublinierefi instituțiilor. S-au obținut avizele interne necesare semnării unui astfel de protocol, a mai spus Covesi.